future and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns across the sun. Explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. Oraș. În secolul 15, numele Brăile este... Born to be wild. Brăile a devenit un important port de intrare și de ieșire a mărfurilor din România. Este așadar un oraș accesibil navelor maritime de dimensiuni mici și dimensiuni medii. Aveți în imagine elicopterul, dragi prieteni, cel care însoțește la drum caravana, utilat cu tot tacâmul, să spunem, acest tur din partea organizatorilor, din partea noastră. După cum vedeți, nu sunt eu acela, numai tricoul seamănă cu al meu, cel al pilotului. Este un periplu în România, o parte din România, cu tot harnașamentul. Sunt, dragi prieteni, din partea noastră, cameraman, reporteri, producători, cei care asigură foarte bine, până acum cel puțin, această transmisie, aceste imagini oferite cu generozitate de postul nostru. Ne apropiem, dragi prieteni, de acest periplu care, iată, stă să înceapă. Urmăriți aici, cicliștii așezați înainte de etapa de debut, de orașul de debut, Brăila. Vom merge la Tecuci, Bârlad, Vaslui, străbătând o sumedenie de localități, iar la final, în etapă, la Vaslui, se va oferi probabil un nou tricol galben, cel care la ora actuală este deținut de Berger, un rutier german de la Mazicon București, o formație foarte, foarte puternică care a venit și a afișat deja rațiunile războinice în această cursă, deși sunt echipe străine foarte multe, foarte mulți rutieri buni. La Tujnad este o echipă, am auzit, dragi prieteni, o echipă foarte bine plătită. Bugetul echipei din Tujnad, se aude, este mai mare decât bugetul Federației Române de Ciclism și Triatlon. Se poate întâmpla lucrul acesta, să facem o paralelă, suntem convinși că Barcelona, de exemplu, are mai mulți bani decât Naționala Spaniei. Se întâmplă, deși la case mai mari, de ce nu ar fi și la un tur ciclist al României, la echipe foarte, foarte apreciate pe plan european chiar. Așadar, la Brăila stă să înceapă acest tur, se va pleca înspre Galați, vom trece din județul Brăila în Galați, ne vom opri la un moment dat cu imaginea, evident, cicliștii nu au voie să o facă, la Tecuci via Bârlad, după care prin Tutova vom ajunge la Muntenii de Jos, la intrarea în Vaslui, un sens giratoriu acolo și sosirea. Aici, dragi prieteni, câteva imagini oferite din prima etapă. Vă spuneam să repetăm cum sunt atribuite, cum au fost atribuite tricourile în această, după această prima etapă. Tricoul galben i-a revenit lui Henrik Berger de la Mazicon. O să vedeți de-a lungul acestui traseu, are numărul 32. Tricoul alb câștigătorului etapei de șosea, Cristian Grațian. Alături de el, doi italieni, de asemenea, Andrea Margin și Fabio Massotti. Tricoul verde, Alessandro Calderon. Tricoul roșu, Eduard Grosu. În clasamentul general, în urma lui Berger, imediat, Andrei Nechita de la echipa României și Ciccone italianul. Vă spuneam, deci, contratimpul i-a revenit lui Iovcev Zhivkov, după 8 km de contratimp.
Vă spuneam, Teo, să-ți spun și ție, aminteam ieri, că cine bate contratimpul deja într-o cursă ciclistă, într-un tur ciclist, are o șansă în plus. Sigur că da, este o etapă foarte importantă în pintura acest contratimp. E drept, a fost doar un prolog de 8 km. Avem imagine acum, stimați telespectatori, startul festiv în această etapă, pentru că startul oficial, așa cum v-am spus, se va da peste 48 de km din localitatea Bălcești. Și asta din cauza, să spunem, de reparația a drumurilor. Se pleacă de acolo, se va rula, așa cum v-a spus colegul meu Teo, pe o distanță ceva mai mică. Pentru noi, privitorii, pentru noi care știm de pe fotolii sau în fața televizoarelor că întotdeauna 180 de kilometri sunt mai puțin decât 198, însă rutierii, dragi prieteni, trebuie să aibă o rezistență ieșită din comun, un sport de anduranță, unul dintre cele mai grele, probabil și din această cauză apar tentativele de dopaj, să le spun, nu neapărat sportivii care trișează, pentru că susținătoarele de efort își au rolul lor în etapele acestea groaznice, 198 de kilometri, 220 etape de muntă, cum o să vedeți mai încolo, în care rutierii trebuie neapărat să câștige, nu neapărat să se mențină pe bicicletă. Aveți aici un început de etapă, un rulaj în grup, deja rutierii și încălzesc roțile și atât, pentru că etapa, așa cum o să vedeți, stă să înceapă, va fi una plină de interes. Noi cam știm despre ce este vorba, dumneavoastră o să aflați pe parcurs. Se va trece, vă spuneam, de limita județului Brăila spre Galați, după aceea Șendren, Braniștea, Independența, Piscu, Vameș, iar la Liești vom avea un sprint. La Livești, profesor, pentru că ne-am documentat între timp, sunt trei sprinturi intermediare dotate cu punctele de rigoare, așa cum știm de obicei, la Livești, apoi la Tecuci și ultimul sprint intermediar la Burlad, înaintea sosirii festive la Vaslui. O etapă care în cele din urmă a acumulat 152 de km, nu sunt ușor să știți, s-a plecat la ora 12.30 din Băila, observat și dumneavoastră din aceste imagini, foarte cald, am vorbit cu colegii noștri care au fost acolo, ne-au spus că a fost o căldură extraordinară la ora startului, erau mai mult de 30 de grade, vă dați seama la nivelul șoselei ce temperatură era, nu este ușor, așa cum v-a spus și realizatorul acestei emisiuni, profesorul Costinean Stan. Un consum mare de efort, o etapă de plat, dar care, veți vedea, va oferi câteva dificultăți plutonului. Aici plutonul rulează în continuare, să vă reamintim, în orașul lui Panaitistrate, German Herrick Berger, care aleargă pentru formația română Mazicon București, a preluat tricoul liderului în turul României la capătul unei etape în care acesta s-a aflat în evadarea câștigătoare. La Brăila, dragi prieteni, primul în etapa trecută a ajuns italianul Cristian Grațian de la Cycling Team Friuli, care a împărțit podiumul cu compatrioții săi Andrea Margin și Fabio Mazzotti, trei rutieri italieni veniți din Cismă pentru a pedala cel mai bine, cel puțin în această primă etapă. Lucrurile însă, ca în orice tur care se respectă, se succed la trenă, la început, apoi în evadările pe care o să le vedem, ca să nu mai vorbim de finaluri, apar alți și alți alergători. Important este, spuneau specialiștii, ca pe Transfăgărășteanu, la penultima etapă, să se decidă totul. Vorbeam cu Mircea Romașcanu, cu antrenorii echipelor participante, în etapa aceea se va da totul, cu toate că, atenție, au fost situații în această etapă în care evadații au avut numai puțin de 11 minute avans. 11. Au fost situații, Teo, dacă mai ții minte, în turul Franței, când în urma unor etape de șes care nu anunțau nimic deosebit, s-au desprins niște rutieri care au plecat cu 14 minute avans, iar unul dintre ei nu a mai fost ajuns. Apropo de acest lucru, după război, mulți viteși arată, dragi prieteni, l-am avut în mână, aproape lângă noi, pe Francesco Moser, unul dintre cei mai mari rutieri ai tuturor timpurilor, un italian care a doborât recordul orei de două ori.
El, un prieten al Constanței, ne-a promis la un moment dat că s-ar putea să vină să comenteze alături de noi. N-a făcut-o, a rămas dator, a recunoscut. Sperăm ca într-un viitor foarte scurt să avem posibilitatea să-i luăm un interviu. Rutier din aceștia emblematici care au dus ciclismul pe culmile cele mai înalte ale celebrității, avem și noi în România rutierii noștri cu care ne-am mândrit, ne mândrim în continuare. Unul dintre ei este chiar aici pe post de antrenor, Mircea Romașcanu, cel care, iată, acum după ce a renunțat să mai dea din pedale, cum se spune, a rămas foarte aproape de cicliști, de tururi și iată-l antrenor la Dinamo, una dintre participantele la această ediție de tur al României. Noi sperăm să-l avem pe Mircea Romașcanu, doamnă și domnul, la finalul acestui rezumat. Sperăm din tot sufletul să vii. Putem oferi în legătura telefonică directă pentru a vă comenta aceste prime zile din turul României. Ne-am promis, nu ne facem un titlu de glorie, s-ar putea întâmpla orice. Oricum, suntem pe fir la un moment dat cu maestrul Romașcanu. Aici, dragi prieteni, un pluton compact. Ați văzut de multe ori, cei care iubiți ciclismul, cam acestea sunt imaginile la etapele de șes. Foarte rar se întâmplă ca din pluton să evadeze concurenții. Acestea de obicei sunt prinși de pluton, s-a întâmplat și în această etapă. Însă, interesant, ca de fiecare dată, este finalul. Să vă spunem, dragi prieteni, că acești evadați de ieri, despre care vă vorbeam, italienii au reușit să împartă tortul, să-și ia feria cea mai mare, un trio suit pe podium din aceeași țară. A fost însă, după cum o să vedeți, un simplu foc de paie. Aici, în imagine, un grup deja de cicliști aflat în fața celorlalți. Sigur, vă dați și acum avem imagini din coada plutonului. Încă se rulează, observați și dumneavoastră, la o viteză redusă. Adevăratul start încă nu s-a dat în această etapă. V-am spus despre lucrările efectuate asupra drumului parcurs de acești cicliști. Încă nu am luat startul original, sau să spun veritabil, în această etapă a doua a turului ciclist al României. Imagini din pluton, încă se rulează, așa cum v-am spus, în mod compact. Nu este momentul încă pentru evadări, nici măcar pentru tentative de evadări. Sunt foarte expuse hărțuielor plutonului și iată, vedeți steagul în care organizatorii anunță, de fapt, startul oficial al acestei etape. Se va produce din localitatea Bălcești, dacă am înțeles eu bine, da, Bălcești. Iar din acest moment până la Vaslui mai sunt 152 de kilometri. Deja s-a format un pluton fruntaș, să spunem, un mini pluton. Sunt 9 rutieri în acest grup de frunte care s-au distanțat. Este ieșirea din județul Brăila spre Galați. 2 minute și 40 de secunde aveau în acest moment acești rutieri în fața plutonului pe care îl vedeți acum. Undeva în centrul imaginii este și tricoul galben, germanul Heinrich Berger. Nu sunt motive de îngrijorare deocamdată pentru el. Au fost acolo la un moment dat și ungurul Cristian, bulgarul Gheorghe Gheorghi, unul dintre soții pe podium din etapa trecută, Andreea Margin. Iar nu în ultimul rând, în prima parte, printre fugari, a fost și, o să vedeți, un român, Răzvan Jugănaru. Iată, dragi prieteni, cam de aici startul în această etapă, a doua, așa cum vă spuneam, care parcurge 152 de kilometri, Brăila. Asta este denumirea oficială a localității care bifează în etapa a doua ca punct de plecare. Vom trece prin Tecuci, Bârlad, vom ajunge la Vaslui în jurul a 4 ore, 5 ore de rulaj pe șosea. A fost startul oficial, dragi prieteni, după cum vedeți, 65 de rutieri au luat în piept această etapă a doua. Rulajul, evident, este dintre cele mai nesemnificative. Deja
se culcă pe șosea, plutonul se lungește, cum se spune, se abordează aceste mici curbe, după care o să vedeți, vor începe ceva evadări. Da, ne apropiem de intrarea în Galați, un oraș foarte fericit, Costinel, în aceste zile, după ce Oțelul a câștigat primul titlu din istoria acestui club la fotbal, mă repet, un titlu pe care și l-au disputat cluburi mari din România, nu mai spun de Dinamo și Steaua, vorbim doar de Vaslui, pentru că este punctul terminus al acestei etape, vorbim de Timișoara, orașe care au investit enorm în fotbal și iată, această mică localitate și foarte serioasă localitate, Vaslui, a ajuns campioana României la fotbal. Noi din Constanța îi salutăm pe Gălățeni și le urăm succes și pe mai departe. Vă vom prezenta, dragi prieteni, câteva idei, concluzii pentru fiecare pasaj în parte. Iată, vă spuneam, intrăm în județul Galați. Avem după primele etape, prima etapă care s-a desfășurat pe parcursul a trei județe, Constanța, Ialomița și Brăila. Acum, după Brăila, urmează județul Galați și după județul Galați, punctul terminus în județul Vaslui. 15 județe vor fi străbătute de caravana ciclistă, iată un grup de prim evadați. La început ne luați în seamă de plutonul care rulează încă agale, aceștia însă cu timpul își vor rezolva problemele, vor ajunge chiar la vreo 5 minute după vreo 30 de kilometri. Au fost acolo Ivanov, Iochko, Iovcev, despre care vă spuneam, acest Jivkov, cel care a câștigat etapa de contratimp. De obicei, la etapele de șes se impun sprinterii, iar cei care evadează, dacă nu au o distanță semnificativă între ei și Pluton, sunt de obicei prinși. Ne apropiem, domnule profesor, de sprintul de la Liveș, primul sprint intermediar al acestei etape și observați în imagini trei rutieri desprinși din grupul fruntaș. Victor Mironov din echipa națională a Moldovei, chiar liderul acestei echipe, apoi grecul Ioannis Stamouridis de la Tableware SPT, o echipă grecească, și germanul Lars Bartlau își dispută acest sprint intermediar la Livești. Iată, chiar acesta, da, acesta este momentul în care câștigă moldoveanul Victor Mironov și obține 5 puncte în această primă porțiune importantă a etapei. A pus un piept câștigător în fața lui Ioannis Stamouridis, grecul. A câștigat, așa cum spunea Teo, 5 puncte, creditat cu 3 puncte. Grecul pe locul al treilea, neamțul, 1 punct, Bartlau Lars, este un german. A fost un prim moment important al cursei și la aceste sprinturi intermediare se acordă premii, se face un clasament pe final, un clasament al sprinterilor. Ca în orice tur, contează foarte mult și această poziție onorantă, cel mai bun sprinter, nu degeaba în turul Franței, în turul Italiei, în turul Spaniei, marile tururi, există un clasament separat pentru cei mai buni sprinteri, cei mai buni cățărători. Iată și turul României păstrează același tipic. Ne bucurăm că se întâmplă așa și din nou în imagine cei trei rutieri care conduc această etapă, vi reamintim, Victor Mironov, numărul 44 din echipa națională a Moldovei, Ioannis Stamouridis, grecul de la Tableware din Grecia, numărul 14, și germanul Lars Bartlau cu numărul 68. Ne apropiem de intrarea în Tecuci, orașul unde se va da cel de-al doilea sprint intermediar. Aceeași distanță, 1 minut și 20 de secunde, cam aceasta a fost diferența între acești rutieri fruntași, iată-l pe neamțul Bartlau în imagine cu numărul 68 și grupul Plutonul fruntaș, să spunem, din care s-au desprins acești trei rutieri. Un oraș, dragi prieteni, Tecuci, ne apropiem de el, vă spunea Teo, situat în județul Galați, 42.000 de locuitori. Este o localitate atestată documentar de prin anul 1134. Stema orașului conține un turn de veche de argint, un iepure de aur, iar deasupra lui două stele, tot din aur, cu 5 raze. Mândria tecucenilor
O să intrăm, o să mergem tangențial cu orașul, să vă spunem însă de această localitate, de mândria locuitorilor de aici, Catedrala Sfântul Gheorghe din centru, din mijlocul parcului. Am văzut, pentru că noi am vizitat localitatea și Liceul Teoretic Spiru Haret, Colegiul Național Calistrat Hogaș, alături de Calistrat Hogaș, mândru nostru scriitor de aici, aici și are obârșia și pictorul Gheorghe Petrașcu, iar Hortensia Papadat Bengescu și-a petrecut copilăria aici. În Tecuci, dragi prieteni, au fost minutele acelea despre care vă vorbeam, vreo 5 la număr, a crescut distanța între evadați. Tamuridis, numărul 14, Mironov, 44 și Lars Bartlau, numărul 68, sunt cei care își păstrează aceeași idee de evadați. Sigur, și am văzut sprintul intermediar din Tecuci cu exact aceeași ordine cum a fost la Livești. Mironov locul 1, Tamuridis locul 2, Bartlau locul 3, vedem și grupul de urmăritori trecând exact prin acel punctul în care se acordă bonificațiile de etapă. Iată-l în imagine pe numărul 64, bulgarul Iovcio Iovcev, cel care a câștigat contratimpul din, de ieri, din prima etapă. Gata să strângă din dinți și să reducă din handicap. Bulgarul este un grup de urmăritori, dragi prieteni. Opt rutieri sunt în acest grup, între ei, iată-l și pe acest bulgar foarte tenace, Iovcev. Deja se trece la realimentare, vedeți cicliști făcând semn cu mâna spre mașinile echipelor lor, iată, hidratare mai degrabă, spune profesorul, au cerut bidoanele cu apă. Fotografii arhicunoscute. Gregarii, cei care cer, care și car aceste bidoane cu apă pentru liderii echipei și pentru toți coechipierii lor. Răutăcioși și spun că lui Marco Pantani, de exemplu, îi se puneau și alte ingrediente în acele bidonașe, însă, dragi prieteni, să nu-l denigrăm pe regretatul Marco Pantani, poate unul dintre cei mai mari cățărători, cei mai mari cicliști ai tuturor timpurilor, Elefantino, acel mare rutier italian care se mai ținea la un moment dat de Armstrong în zilele lui de glorie. Acum în România, dragi prieteni, am trecut de Tecuci, am avut de-a face pentru scurt timp, pentru că a fost într-adevăr o zonă de alimentare, există așa ceva pe rute, trebuie într-un anumit loc să păstreze această distanță față de mașini, numai acolo însă se apropie mașinile fiecăruia dintre cicliști și acesta poate să bea puțină apă, puțină limonadă, se spune. Susținătoarele de efort se reduc la cele, bineînțeles, la care au dreptul cicliștii. Iată și o intersecție cu o cale ferată. Vedem cale liberă pentru rutieri. În continuare avem imagini din Plutonul Fruntaș, dragi telespectatori. Iar la kilometru 80 se produce joncțiunea cu fruntașii, cei 5 urmăritori, față de Pluton însă, mă refer la cei care îi urmăreau, Plutonul însă deja a pierdut din contact, se află la vreo 6 minute 50 distanță, dragi prieteni. Noi să luăm câteva momente de pauză, să respirăm noi, cicliștii, revenim în câteva momente. ...354 de kilometri. 8 zile de concurs. 100 de cicliști din România, Germania, Franța, Italia, Ungaria, Bulgaria și Irlanda. Urmărește Mica Buclă, cea mai mare aventură pe două roți a României, în premieră națională la Neptun TV. În fiecare seară de la ora 22, într-un rezumat amplu al etapei,
doar la Neptun TV. Așa, dar prieteni, am trecut de tecuci, s-au alimentat rutierii, munteni, CFR, Berheci, Priponești, am ajuns la limita cu județul Vaslui, rutierii sunt străjuiți de forțele de ordine, iar noi, dragi prieteni, iată-ne acum rulând împreună cu cicliștii, grupul de evadat s-a desprins cu mai multă autoritate. Da, este sprintul intermediar de la Bârlad, domnule profesor, penultimul din aita punctului terminus de la Vaslui. Județ Vaslui, în continuare, dragi prieteni, Bârlad, o localitate cu 70.000 de locuitori și el a testat de mult, prin 1401, o localitate situată în podișul Moldovei. Iată și o moldoveancă aici, printre noi, iar... Hai să-mi spui un moldovean celebru din Bârlad, dacă poți să răspunzi la... Eu îți recit ceva, să vedem dacă ai putea să-mi spui cam cine ar fi. Eu am numai trei picioare. O clipă doar, pentru că avem sprintul din această localitate, câștigat, iată, de data aceasta de grecul Tamuridis, a trecut primul linia de sosire. Iar pe doi a venit bulgarul. Pentru cine a venit? Bulgarul, Iovcev, cel cu contratimpul. Așa, și pe trei, moldoveanul Victor Mironov. Ai spus mai devreme, s-a produs o regrupare, au fost cinci cicliști în acest grup fruntași care au dat lupta pentru sprintul de la Bârlad. Iată imagini din Putor, care are în acest moment o întârziere de 3 minute și 47 de secunde. Iată, la Bârlad, cu câțiva kilometri înaintea sosirii. S-a mai redus handicapul, însă el persistă încă. Mă întrebai de scriitori, eu ți-aș fi recitat o strofă valabilă pentru toate vârstele. Eu am numai trei picioare și mă cheamă Cuțu Șchiop. Cine a scris această melodie? Nicolae Raina. Nu, Nicolae Raina este un arbitru. Este o glumă, dragi prieteni. Este vorba de Elena Farago, născut aici, poeta aceea care ne-a înduioșat și ne-a făcut frumoasă copilăria. Alexandru Ioan Cuza s-a născut aici, dramaturgul, marele scriitor Victor Ion Popa, dar și sportiv celebri Andreea Răducan și Titi Aur. Măi, să știi că eu n-am spus o prostie, lui Săraina chiar s-a născut la Bârlad. Știu, este vorba de arbitrul acela celebru care a fluierat chiar finale de campionate. Nu, chiar finale, europene. Dar meciuri mari de campionate mondiale. Sigur. Să vă mai spunem că la Bârlad, dragi prieteni, de-abia am ieșit din oraș, se află un teatru care îi poartă numele, bineînțeles, Victor Ion Popa, autorul celebrei piese de teatru Tache, Ianche și Cadâr. Iar Cetatea de Pământ din 1476, titorită de Ștefan cel Mare, se află ca un moment de inspirație a titorului, a celebrului nostru domnitor, iubitul nostru domnitor Ștefan cel Mare. Muzeul Vasile Pârvan aici, Casa Cuza, Casa Șuțu, rutierii, dragi prieteni, iată-i pe evadații care și-au mai îngroșat numărul în fața acolo. Nu, sunt plutonul urmăritor. Plutonul urmăritor, exact. Dar și între acest pluton urmăritor, Teo, și plutonul general, există încă o distanță apreciabilă. Aici s-a făcut diferența, să știți, în această etapă, pentru că în acest pluton de urmăritor se află și doi români, Andrei Nechita, liderul echipei naționale, și Constantin Ciocan de la Dinamo. Doi oameni care ar putea, la un moment dat, să conteze pentru ierarhia generală și vom vedea. Nu vrem să divulgăm de pe acum deznodământul acestei etape, dar vom avea o surpriză plăcută la sfârșitul rundei, profesore, nu? Ce putem să vă spunem, și vedeți că nu desconspirăm, nu facem nicio aluzie, Andrei Nechita, dragi prieteni, s-a născut la Vaslui. Vaslui este orașului natal, este punctul terminus al acestei etape, și să vedem dacă Nechita, sau pentru rutierul nostru, râul și ramul ar putea să fie aproape, așa cum Vasluiu ar putea să-i dea.
un balon de oxigen în acest tur al României. Iată și Macii, care, după cum ați văzut și în etapa întâi, străjuiesc șoseaua, rutieri care întâmpină unele dificultăți. Sunt acele drumuri despre care toată lumea știe, însă în ciclism, dragi prieteni, probabil nici în turul Franței șosele nu sunt unii. Într-adevăr, am fi puțin lipsiți de bon ton să spunem că Franța nu are șosele, însă s-au văzut și acolo câteva denivelări la un moment dat, foarte rare, într-adevăr. Iată cicliștii rulând aici, într-o zonă neutră, ne apropiem de Vaslui. Ne apropiem de Vaslui și încearcă acest grup de urmăritori să se organizeze cât mai bine. Observați cum se schimbă la trână. Sunt 9 rutieri și sunt 9 dintre favoriții turului României. Sunt Bulgarul Coev, v-am spus Andrei Nechita. Rutieri care pot avea un cuvânt greu la ierarhia finală. Contează foarte mult să se claseze cât mai bine în această etapă intermediară, să spunem, până la Vaslui, o etapă care ar putea să răscolească puțin clasamentul, dar nu în mod decisiv. Nu vedem încă ce se întâmplă prin față, pentru da, că sunt, acolo... Nu, păi am spus dinainte, sunt doi rutieri, exact. Da, grecul Tamuridis și bulgarul Iovcev. Ei fac... Au rămas singuri în lupta pentru victoria de etapă, nu, Teo? Ei fac legea în această etapă și ne apropiem, haideți să spunem, cu pași siguri și repezi de sosirea în Vaslui. A venit niște imagini foarte frumoase, profesore, din elicopter. Da, plutonul deja are 2 minute și 19 secunde întârziere. Aceștia sunt cicliștii din capul cursei. Este vorba de bulgar și de grec. Cu numărul 14 este rutierul Tamuridis Ioannis. Iar Iovcev, dragi prieteni, care o să vedeți avea pe final să vină chiar pe locul 21, culmea, la general, are numărul 64. Da, din nou acea porțiune de drum ușor accidentat. După 2 minute se petrece această... Au venit și rutiere din pluton, iată, grosul plutonului, de fapt. Un pluton care, iată, parcă nu se zbate prea mult, nici nu-i lasă șoseaua, însă, cred eu, aici ei ar fi trebuit să intre puțin în panică. 2 minute și 19 secunde sunt deja multe. Nu, pentru... hai să spun, deci toate echipele care vin cu pretenții la viitoarea etapă și-au trimis reprezentat, cel puțin un reprezentat în grupul de urmăritori. Păi ei nu interesează foarte mult viitoarea de etapă, așa că, practic, le-au oferit-o ori bulgarului, ori grecului. Interesant este faptul câți rutieri din echipele fruntașe se vor clasa pe o poziție care să le permită să continue. Puțină pauză, Teo. Puțină pauză. Sigur. La Morning Spa ai combinația perfectă. Masaj anticelulitic, masaj pentru tonisiere și relaxare, un sfat profesionist la momentul potrivit și lecții de fitness ca să fii în formă maximă. Dar asta nu e tot. Te împachetăm în ciocolată și îți îngrijim tenul. Sunt Georgiana Puia și nu uita, ziua bună se vede de dimineață, așa că începe-o sănătos și relaxat. Morning Spa la Neptun TV. Câteva momente până la sprintul final, dragi prieteni, vă spuneam Tamuridis Ioannis și Iovcev Zhivkov Iovcev, bulgarul, au reușit să se desprindă de restul urmăritorilor, printre ei Nechita, Marcel Ternoveș, Kenser Andreas și Alexandru Ciocan. În grupul de urmăritori, însă, aceasta este sosirea cu doi rutieri în capul cursei. Între cei doi se va da bătălia finală.
grecul mai bun sprinter, dragi prieteni, este recunoscut pentru acest lucru, este unul chiar de mare talent, acest grec care, iată-l, cu câtă dăruire, cu cât efort și cu câtă bucurie întinde brațele câștigătoare, iar în spatele lui un învins, un bravo învins, acest bulgar Iovchev Zhivkov, cel care a reușit să se claseze pe poziția a doua. În grupul imediat urmăritor vine Mironov, Victor Mironov moldoveanu, iar în spatele lui imediat Andrei Nechita, urmăriți-l, al doilea dintre cei care trec acum linia de sosire, podiumul, Nechita pe 4, dar, dragi prieteni, Andrei Nechita va îmbrăca tricoul galben. Este o mare satisfacție pentru ciclismul românesc, dragi prieteni, că după două etape în Turul României, un tur atât de galonat în acest sezon, Andrei Nechita, care în urmă cu o săptămână împlinea 23 de ani, a reușit să îmbrace după această etapă tricoul galben. El este din Vaslui, este așteptat de aceste majorete pentru a se încununa ca lider în clasamentul general. Nechita în 2008 a ieșit pe locul 2 în campionatul național grupa Elite, în 2009 locul 1 la Under 23, tot în România, a ieșit pe locul 4 într-un trofeu italian al SCI de Gasperi, iar în 2010 locul 3 în Copa de la Pace. În imagine este însă Victor Mironov, liderul echipei naționale a Moldovei, omul care a sosit pe locul 3 în această etapă. Un rutier foarte combativ, așa cum au remarcat și organizatorii. Iată, născut în 1989, un ciclist relativ tânăr, profesore, 23 de ani. Are tot viitorul înaintea sa, putem spune. Pentru că județul Vaslui, Teo, este granița cu Moldova, este ultimul punct al Uniunii Europene, adică ce facem parte cu restul lumii, să-i spunem. Din păcate, Moldova a ajuns la restul lumii, însă în imagine, dragi prieteni, un moldovean al nostru, în persoana lui Victor Mironov, cel care a sosit pe locul al treilea, la o distanță destul de apreciabilă de primele două locuri, însă pe podium, iată-l, așteptându-i pe cei doi mai buni ca el în această etapă a doua. Uite, mă uit după Mironov, să știi, și îl găsesc abia pe locul 23 în clasamentul general. Este adevărat, a contat foarte puțin în prima etapă, el a venit cu întârziere acolo, nici la contratim n-a mers prea bine. Să vă spunem, dragi prieteni, în timp ce iată apare ocupantul locului al doilea, este vorba de Iovchev Zhivkov Iovcio, vreo trei de io în această combinație de nume, al unui singur bulgar, încadrat de două frumoase moldovence. Cycling Team Fiul este echipa acestui bulgar, echipa care a câștigat, spune, detașat prima etapă, iată, echipă foarte puternică, încă din primele două etape și-a depus candidatura. Până să apară și învingătorul, să spunem, Teo, că mica buclă programează luni etapa cu numărul 3 pe distanță de 152 de kilometri între localitățile Vaslui și Botoșani. Va fi o etapă foarte spinoasă, am vorbit cu specialiștii, noi ne ținem la curent colegii noștri aflați acum evident la Vaslui, am vorbit cu producătorul, cu Tudor Elene, cu Dragoș Drăghiță pe post de reporter. Să amintim și cameramanii noștri bravi, pentru că alături de cei de la Sol, de cameramanii de la Sol, Adi Florea, să vedem învingătorul. Învingătorul este Ioannis Tamuridis, grecul de la echipa Tableware. Învingător meritat, a spune, a fost inițiatorul acestei acțiuni de evadare. Dintre din primii kilometri, a spune, s-a rupt de pluton, a mai tras doi inci după el. E o victorie meritată, spune. O victorie de etapă meritată, un grec care și în primele două semi-etape de ieri s-a dovedit a fi un
brav sprinter, un grec talentat. Experimentat, da, sigur. Talentat și experimentat, 31 de ani, născut pe 3 iunie, iată de curând a fost ziua lui. Odată cu Rafael Nadal, să o spunem, da, și pe aceasta. O imagine foarte frumoasă. Fotografie de grup cu învingători. Foto, finisul, sigur. Rămăsesem, să nu uit, sunt colegii noștri, Adi Florea cu Ionuț Văduva, cu Andrei de la Selejan. Ionuț Văduva poate cu un plus. Salut, Ionuț, el este cel care abordează imaginile din elicopter. Mai curajos, iată, cu șampanie se destind jucătorii, rutierii, mă scuzați, în aceste imagini. Iar acum, dragi prieteni, surpriza despre care vă spuneam, foarte frumoasă această imagine, în care avem și noi învingătorii noștri. Este un tricou alb însă acum, primit, da, cred că e cel mai bun tânăr tricoul român, alb, noi tricoul cu cercurile olimpice, ne vom lămuri imediat. Este vorba de tricoul alb. Ba da, ba da, cel mai bun tânăr român. Cel mai bun tânăr român. Iată, în continuare, premiați sportivii, este vorba de tricoul roșu, este Victor Mironov, numărul probabil 44. Probabil cel mai locomotiv, nu știu. Da, da. Și vom avea în curând și premiera lui, adică premiera, înmânarea tricoului galben. Tricoul galben, da. Noi v-am spus deja, avem o mare plăcere și o mare surpriză a fost și pentru noi. Vedeți, nu ne așteptam, chiar nu aveam mari speranțe, putem să spunem, la europeni români. Aici este un italian cu tricoul verde. Tricoul verde, imediat, este vorba Grațian, de Alessandro Calderan, da, de la CTF. Este italianul în imagine acum, cel care își păstrează acest tricou. El l-a avut și după prima etapă. Acum în etapa a doua, la final, iată-l îmbrăcându-l din nou, să vedem cam câte o să poată să pună pe el. Acest Alessandro Calderan, numărul 63. Iată-l nedumerit, parcă. Da, imagine foarte frumoasă, rutier, tineri, de perspectivă, toți folosesc acest tur al României, sau majoritatea dintre ei, ca pe o rampă de lansare. Noi ne-am bucurat ca această competiție să trimită cicliști pe marile tururi din lume. Fotografii de grup, fotografii individuale, fotografii frumoase cu învingătorii de etapă, dragi prieteni. Noi cu aceste imagini să terminăm cu caseta, să revenim în scurt timp în studio cu această frumoasă imagine de final.